țară mică poate părea o pradă ușoară. Țara știe că vrea să o înrobească, după cum a făcut și cu celelalte țări creștine de dincolo de Dunăre. Crezi oare că cei mulți cunosc acest adevăr? Așa mai cunoscut pe mine, că-mi pot vinde țara străinilor. Și voi? Ce-ați crezut? În acest colț de lume, unde neamul nostru românesc a prins rădăcini adânci ca și codii de stâșari, nu suntem datori nimănui și n-am prigonit niciodată pe nimeni! Vrem să trăim în bună înțelegere cu vecinii care ne-a dat Dumnezeu, cât și cu celelalte țări mai depărtate. Mie nu-mi plac războaiele. Am luptat însă ori de câte ori neatârnarea și hotarele țării mele au fost amenințate. Iar dacă va fi nevoie, vom ști să ne apărăm și împotriva oștilor care au cucerit Constantinopolul. Iată zmuțite unii împotriva altora. Iată îndemna să caute peste hotare ajutorul atât de scump plătit al străinilor. Asta a ajuns țara de pe urma dezbinelor voastre zmintite. N-au știut să vă taie la vreme. N-am să vă judec acum. Prea multe capete ar însemna să cadă. Un singur lucru vă cer. Voi ați adus țara acolo unde este? Voi să o duceți unde este cuvine să fie? Fiecare om să fie propriul său judecător. Să vă trască singur dacă rămâne sau pleacă dintre oameni. Și cum va hotărâi el, așa să fie. Ce poate fi mai drept decât asta? Am păzit o singură lege, să nu le plecăm genunchi niciodată. În fața nimănui, dar noi, dar ei, dar eu, noi suntem morți. Atâta timp când mă voi putea mișca, atâta timp când va mai fi un singur dat care va vrea să trăiască liber, ne vom bate pentru acest pământ. Bun și frumos. Dacă nu mai avem cetăți, ne vom bate ruinele lor. Și cât va mai fi o singură palmă de pământ pe care să putem sta în picioare, ne vom bate pentru palma aceea. Aceasta-i legea, singura! Asta nu cunosc. Ultimul drept pe care îl avem este să ne dăm moartea. Dar ultimul ajunge! Deja va plătește țara tribut. Să aibă liniște la Dunăre. Că tot n-are. De ce să primejduim totul cu un război care nu știm cum se va sfârși? Puterea lor e nemăsurată. Poate ar fi mai bine să ne cumpărăm libertatea. Mai ales că prețul e mic. Libertatea nu poate fi cumpărată. Spuneți că prețul e mic? Nu vă mai amăgiți. Va crește mereu pe nesimțite până într-o zi, când prețul libertății va fi libertatea însăși. Să ne ferească Dumnezeu de ziua aceea. Peste la oaltă, cei dintr-o singură mamă, țara românească, țara Ardealului și țara Moldovei. Pohta și-am pohtit eu. O viață avem români și o cinste. Deșteptați-vă că am dormit destul.